frumos text în seara aceasta, să ne urmărim pașii, pentru că pașii noștri, dacă vreți, trebuie să urmeze pașii Domnului Iisus Hristos. Amin. Și ne-a spus să intrăm în faptele Lui care le-a pregătit înainte de întemeierea lumii. Ori faptele noastre omenești sunt o cârpă murdară. Dacă nu intrăm și nu umblăm după Domnul nostru Iisus Hristos și nu împlinim porunca Lui, mergeți în toată lumea, începând din casa noastră, mă îndoiesc că dacă Domnul ne va chema acasă în 2022, mergem cu inima împăcată că am mers unde ne-a poruncit Domnul? Suntem responsabili pentru faptele noastre bune, pregătite de Dumnezeu, că am intrat în ele? Asta e o întrebare la care trebuie să ne dăm răspuns. Sau să ne pocăim. Spune aici, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu. Deci nu ne îmbracă Dumnezeu, Dumnezeu ne îmbracă. Dar noi trebuie să ne îmbrăcăm cu armura. Știți ce este armura, nu? Soldatul când pleacă, pleacă cu armură, că nu merge cu hainele lui de acasă. Îmbrăcat în toată armura lui Dumnezeu și printre care armura este având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Suntem încălțați cu râvna Evangheliei sau suntem desculți? Că ne spune, îmbrăcați-vă. Nu ne obligă. Ne spune, îmbrăcați-vă dacă vreți. Ori dacă noi nu ne încălțăm cu râvna Evangheliei Păcii, mă întreb eu ce fapte vom face noi, neprihănite. Sau zice, du-te, du, Doamne, și eu stau, că eu sunt desculț. Eu nu pot merge după tine că sunt desculț. Păi dar ți-am dat încălțăminte. De ce nu te încalzi cu ele? N-ai vrut? Nu-ți plac încălțămintele mele? De cum placem pe urechi, așa. Ne dă Domnul mântuirea. Dar mântuirea, o câștigat-o Domnul la Golgota. Noi, dar răsplata noastră este prin fapte. Care sunt faptele noastre făcute în anul 2000? Dacă anul acesta de îndurare a fost, Dumnezeu ne-a ferit de COVID. Ne-a ferit. Eu am trecut prin el cu ajutorul Domnului. Am știut că dacă plec acasă, inima mea este împăcată că m-am străduit în toată inima, încălțat să fac ce trebuie să fac. Și dacă în anul în care vine încălțat și vreau să stau încălțat înaintea lui Dumnezeu și să-L urmez atâta cât pot. Să rog pe Dumnezeu să-mi dea putere să-L pot însoți. Acolo unde El mă cheamă, acolo unde El mă trimite, acolo unde El îmi spune. Pentru că nu vine El, că vin frații. Străuț, vii la noi. Străuțule, mai vii la rugăciune. Mai vii cu noi. Și atunci eu zic, nu? La chemarea lui Dumnezeu nu trebuie să zice, iată-mă, Doamne! Bine, rog bun și credincios. Ăsta este răspunsul. Aici trebuie să ajungem noi. Mergem noi cu ei, dacă Domnul a rânduit să mai trăim, Domnul a rânduit să mai stăm ca mărturie vie în lumea aceasta, că altfel putea să dea acasă. Puteam de mult, în 40 de ani de slujire, trebuia să nu mai ajung anul acesta. Dar Domnul încă mai are nevoie de mine să mai calc. Să știți că încălțămintea este autoritatea lui Dumnezeu. A știut asta? Autoritatea. Veți călca peste șerpi și pui de șerpi. Cu ce? Cu picioarele. Peste toată puterea vrăjmașului. Cu picioarele. Dumnezeu ne-a dat încălțat să ne dea autoritate, să putem umbla. Deci nu plecați de Ierusalim, nu cumva mergeți, până nu veți fi încălțați de mine. Până îl vei îmbrăcați cu putere de sus. Încălțați. Acum, după ce v-am încălțat, în râvna aceasta ce o primiți de la Duhul Sfânt, mergeți. Duceți-vă! Nu, ne place confortul. Ne place să stăm acasă, ne place să ne hrănim, să venim acasă, la adunare să cerem, dar noi ce dăm în schimb? Ce dăm în schimb? O jertfă vie. Ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne înțelepciune. Dă-ne putere, Doamne. Și ne dă putere. Dar ce să facem cu puterea asta? Ce să facem cu ea? În încercări să vede acolo. Dacă
dacă ți-e frică, mică ți este puterea. Dacă ți-e frică, stai acasă, nu mai vine niciunul. Fricoșii nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Fricoșii nu au cum să intre. Pentru că le frică. În schimb, dragostea și iubirea de Dumnezeu te împinge să împlinești porunca. Să-L asculți, să te duci, să-L urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Doamne, dă-ne în anul în care am intrat râvne pentru Evanghelie. Amin. Râvne în toate privințele. Să nu tăcem. Să spunem oamenilor de lângă noi, pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu. Sau avem gura legată. Poate că avem gura legată și ne frică. Să nu fim blamați, să nu fim ocăliți, să nu ne spune că suntem pocăiți. Dacă vrea cineva să trăiască cu evlavie în Hristos, va fi prigonit. Va fi. E imperativ. Nu că s-ar putea să nu știu ce. Suntem noi prigoniți? Suntem noi în șansa aceea să suferim pentru Hristos? Am ajuns noi în situația să suferim pentru Hristos? Dar de unde? De-aia nici nu ne trimite Dumnezeu lucrare, ca nu cumva să ne rătăcim, să pierim pe drum. De aceea Dumnezeu să ne dea înțelepciune, măcar în anul în care am intrat. Amin. Să fim plini de râvne pentru fapte bune. Amin. Plini de râvne, încălțați. Și încălțați, iubiții mei, vom birui. Încălțați vampirii, descurs niciodată. Pentru că picioarele noastre sunt echilibru, dacă vreți. Sunt echilibru. Cine nu are picioarele încălțate, nu poate să se lupte. N-are șanse de biruință, pentru că picioarele nu pot încălța, umbla desculți. Cu picioare desculți nu poți să slujești pe Dumnezeu. Pentru că nu poți să umbli. Nu poți să umbli, dai de pietre, dai de obstacole, dai de crengi, în lumea aceasta, figurat vorbesc, în termen spiritual. Te potignești. N-ai siguranță, n-ai echilibru, n-ai putere. N-ai șanse de reușită. Doamne, încalță-ne în râvna Evangheliei păcii. Amin. Și în toate lucrurile, Doamne, învață-ne, pentru că pașii noștri trebuie să varsă pe sub. Trebuie să verse. Slujire. Faptul că nu ne duce niciunde, nici alții nu vin la noi. Și asta este durere mare. Faptul care vin la noi, vin și ne și rușine să-i chemăm. Pentru că sunt puțini care ne ascultă și ne cunosc. De aceea Dumnezeu să ne dea înțelepciune, iubiții mei. Anul în care am intrat, să mulțumim Domnului pentru că am intrat. Și de ce angajamente ne luăm cu slujirea noastră? Ce ne punem înaintea Domnului? Ce râvnă vom dovedi în anii în care intrăm? De aceea mi-aș dori, iubiții mei, pentru că picioarele noastre este autoritate, iubiții mei. Și dacă ne-a încălțat Dumnezeu, să stăm încălțați. Să stăm și să umblăm. Să mergem după acolo. Domnul nostru Iisus Hristos spune că aici în Efeseni, câteva minute mai. Spune, stați gata, încălțați cu râvna Evangheliei. Stați gata! Stați gata! Pentru că va veni ispita să luptăm cu ea. Și dacă noi nu stăm gata și încălțați, ne va trânti, se va lupta cu noi și ne va pierui. De aceea mi-aș dori, iubiții mei, lucrul acesta este de mare și mă refer doar la încălțarea noastră, la râvna Evangheliei păcii. Și râvna noastră nu trebuie să fie fără înțelepciune. Să fie cu înțelepciune. Amin. Râvna noastră să lucreze în înțelepciunea Duhului Sfânt și cu ajutorul Duhului Sfânt. De aceea închei aici și doresc ca în anul în care mi-am propus să intru și eu mi-aș dori ca cu întreaga biserică să pășim în noul an cu angajament. Cu un nou angajament, că îl vom sluji din toată inima. Amen. Îl vom iubi și ne vom jertfi pentru el. Că s-ar putea să plecăm.
Nu ne garantează nimeni anul în care am intrat, vom intra, că vom și intra până la capăt. Nu ne garantează nimeni. Totul este imprevizibil. Și a fost în 21, iubiții mei, lucrurile acum s-au agravat, s-au strâns și se mai strâng. Ce facem? Să strigăm la Domnul. Să stăm la picioarele Lui. Amin. Să ne rugăm Domnului. Un verset vreau să închei. Versetul care în Efeseni, capitolul 6. Faceți în toată vremea, să facem, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți Sfinții. Amin. Amin.